Îți dai seama că nu mi-aș dori niciodată ca orice persoană, ca orice tată care nu a avut nimic și vine din mediul ăla, nu-mi doresc așa la cald, nu-mi doresc să treacă nici până 1% din ce am trecut eu, dar vreau să le duc și vreau să găsesc o metodă în care să cunoască lumea așa cum e, pentru că lumea era, pentru că nu poți să ții persoana pe care o iubești într-o bulă, trebuie să confrunte cu realitatea, dar de asta sunt eu acolo, știi? Cauți taxi? Comandă-l simplu și rapid cu Star Taxi. Introdu destinația. Începe călătoria și plătește sigur direct din telefon. Cu Star Taxi călătorești urban ușor, plătești smart și ajungi în siguranță. Descarcă acum și pornește la drum. Sunt de părere că ăla e mâncăție. Băi, mi-am plac foarte mult podcasturile astea, episoadele astea, la aproximativ discuții cu Arc, în care se întorc invitații, știi? Bine te-am regăsit. Mi-a Bine fost dur. Regăsit. Și mie. Să fiu din nou aici. Stai un pic să rezolvăm, să vedem cine vine, cine pleacă. Cine avem oaspeți, musafiri, invitați. Fratele meu. Gata. Sănătate. Rugăm liniște în public. Bun. Te iubește, fratele. Au trecut 2 ani. Cam așa. De când ne-am cunoscut. Aparent au trecut 2 ani. Mamă, câte s-au întâmplat în 2 ani. Ce s-a schimbat de la episodul pe care l-am făcut acum 2 ani? Între episodul pe care l-am făcut acum 2 ani și ăsta. Ia-le pe rând. Pe rând? În afară de alea evidente. Le menționăm și pe alea. Yeah. Băi, în principal pot să zic că din perspectiva mea a trecut o viață. Așa cum trăiesc eu viața, mi se pare personal că s-au întâmplat foarte multe lucruri și că au decurs mai mult de 2 ani de zile. Am trăit niște momente grele, am trăit momente frumoase, evident s-a schimbat viața în momentul în care s-a născut fiul. Ăsta cred că e cel mai mare moment. Am trecut și prin niște dureri mari, dar s-au întâmplat foarte multe și mi se pare că a trecut pe bune o viață. Mi se pare că au trecut minim 5 ani de zile. Băi, este mie, nu-mi vine să cred că-s doar 2 ani și tocmai mi-a dat Facebook-ul acum o amintire, dar cu 3 ani. Exact, acum 3 ani filmam episodul cu Cristi Puiu, aici la aproximativ. Și eram așa, mamă, când s-au dus aia 3 ani. Pe de altă parte, foarte mult up and down, ca să zic așa, inclusiv în zona artistică. Adevărat. Cum vezi piața muzicală din România după 3 ani, după ăștia 3 ani? Dar sincer și straightforward. Noi am avut niște discuții. Ne băgăm în de-astea grele. Știi că eu am viziunea mea personală și mare parte din această viziune vine din ceea ce am trăit în industria din Italia. Și mă raportez întotdeauna cu industria de acolo cumva. Mi se pare că România evoluează pe loc cumva, ca să o zic așa, mai pe față. Am venit în România cu visul de a schimba puțin industria. Nu singur, dar mi-am dorit să fiu unul din artiștii care împreună cu alți artiști puteau face o schimbare. Lucrul ăsta, eu, cel puțin eu personal, încă îl fac și lupt zi de zi în a-mi atinge obiectivul. Dar am venit în România cu vise mari. Tataie ți-a mai spus întotdeauna, mi-a zis la început, bă, Giule, ce cauți în România, știi? Dar a fost o ambiție personală
Și mi se pare că România evoluează pe de-o parte în ceea ce privește paranteza festivale, business, industria crește. Bani băgați. Băieții care bag banii și fac banii, își fac șmecheria bine. Fac ce e de făcut în mod elegant și frumos. Mi-aș dori și m-aș bucura ca publicul să evolueze mai mult. La fel cum este publicul din afară, care e foarte cunoscător în materie. Cunoaște orice punchline, orice referință să face în piesă, de la filme, la cultură generală, la orice. Și m-aș bucura să evoluăm în ceea ce înseamnă cultura urbană, cât mai mult. Mi se pare că în momentul de față evoluăm pe paranteza de business. Știi? Mai mult decât în paranteza de urban. Dar în același timp s-au produs și niște schimbări mari. Au mai apărut niște elemente în joc. Ce elemente au apărut în joc? Eu zic ce am observat eu după ce îți prezinți tu teza, că vreau să intrăm, chiar vreau să intrăm în adâncimea discuției astea. Dar elemente care au apărut? Păi elementul cel mai evident este faptul că odată ce a apărut Def Jam în România, paranteza urbană a început puțin să fie mai sub reflector, să fie lume care face lucruri pentru urban, cunoscători. Știi ce zic? Bă, da, Grasul din urban e un jucător important. Din urban da, pentru da. Urban. Și e un element important cumva. Adică să ai într-un label lume cunoscătoare a culturii noastre e un mare lucru. N-a apărut cam târziu, Def Jam. Noi am mai avut, uite, putem să menționăm oameni care cunosc exact cultura urbană, cel puțin aia la care au contribuit în mod direct. Nu putem să facem abstracție de 20 cm record. Nu putem să facem abstracție de Casa. Adevărat. Și au mai fost. Au mai fost tot felul de tentative. Deci că ar fi trebuit să apară ceva de dimensiunea asta, de grandeța asta, undeva mai în trecut. Un picus? Trebuia să se întâmple înainte. E posibil să fie un pic cam târziu? Faptul că avem Def Jam în România, dar bea acum? Tot în România se întâmplă puțin cam târziu, întotdeauna, după părerea mea. Eu am venit în România convins că în aproximativ 2 ani se schimbă puțin situația. Într-adevăr s-a schimbat. Avem mult mai mulți artiști decât în 2016. În 2016 lumea nu era pregătită pentru Shatra Benz, nu era pregătită pentru Golani, nu era pregătită pentru Valul Nou. Shatra Benz au devenit niște clasici între timp. Total de acord. Total de acord. Dar de atunci până acum au trecut 8 ani, mâncați-și. În Italia din 2016 până acum s-au întâmplat foarte multe lucruri. Italia a devenit pur și simplu ca America, cumva. Rapul este la televizor, urbanul este la televizor, inclusiv Sanremo de câțiva ani. Adică face parte din... A ajuns rapul la Sanremo. Da, a ajuns rapul la Sanremo, au ajuns artiștii urbani la Sanremo. Evident, atunci când mergi la Sanremo, nu mergi cu o piesă trap. Fiecare încearcă să vină cu cea mai bună versiune a lui. Clar nu mergi la Sanremo cu ceva superficial. Ca să lămurim pentru ăștia mai tineri. Băi, Sanremo e un festival de ăsta de muzică care era, la care se uitau inclusiv bunicii noștri, la modul cel mai serios. Și este, ca să zic așa, epitomia conservatorismului în materie de muzică. Adică acolo te duci cu șlagere. Da. Cum e festivalul de ca la Mamaia? Ca să înțeleagă lumea de România, cea mai apropiată, cel mai apropiat paragon, dacă ar fi să fie România, este cu Cerbul de Aur. Cerbul de Aur. Știi? Este festivalul muzicii italiene, unde au fost deschise ușile către noua generație în 2019-2020. Pandemie
post-pandemie, știi? Dar când rap a devenit noul pop, a devenit atât de evidentă situația și la noi mai avem probabil foarte puțin, știi? Dar când a devenit atât de evident, s-au schimbat conductorii, lumea care se ocupă de organizarea Sanremo și s-a dat drumul la tineri. Au lăsat porțile deschise și acum Sanremo e urmărit de toată lumea. În materie de mass media la noi, și când mă gândesc mass media, mă gândesc la radio și la TV, că în continuare, adică mediile astea care sunt offline, nu neapărat de online. În România lucrurile sunt de așa natură încât eu când văd un act artistic, oricât de underground ar fi, dar face cifre foarte mari, atât de mari încât nu mai pot fi ignorați, în momentul în care ajung în mass media, spre exemplu, mainstream, când mainstream, parcă dispar un pic din coolness, mă. Dar e probabil, e posibil să fiu și eu, să am împământenit o mentalitate de-asta. Cum zice Aza Prochi, șmecheria este să faci ca nișa să devină mainstream. Da, ai dreptate cumva. Când ceva devine mainstream, depinde cum devine mainstream. Pentru că dacă nișa devine mainstream, dar și menține identitatea și originalitatea și lumea iubește lucrul ăla, atunci nu pierde din valoare. Dacă încerci să-l speli cât mai mult, să-l faci pe placul tuturor, politically correct, nu spune aia, nu zice asta, nu ne face combinația asta, deja iei din esență. Și lucrul ăsta cam strică artiștii. Poate merge la artiștii pop, părerea mea personală. Dar când ceva e autentic și crud și iese iubit pentru paranteza aia, trebuie lăsat așa cum e. Mai jlefuit, mai upgradeat, știi? Dar trebuie lăsat în esență. Ăla e. A atins problema asta, mai mult sau mai puțin delicată. Mie nu mi se pare delicată și cred că trebuie abordată asta a political correctness-ului. Tu ești acum la Def Jam, da? Ca da. Artist. Eu sunt la Def Jam cu două proiecte momentan. Dar să zicem că sunt all-in, cumva. Adică sunt cu ei, alături de ei, lucrăm împreună. Știi ce zic? Că știi că eu am echipa personală cum ar veni. Eu și cu nevastă mea și... Dar sunt... Deschid o mică paranteză și nu vreau să te întrerup. Am ales să fac parte din proiectul ăsta pentru că Def Jam în ochii mei e ca Ferrari. E un nume important, e un nume mare. Nu mai este acela din trecut, dar eu am fost încântat, știi ce zic? A fost cumva un orgoliu, știi ce zic? A fost ceva cu care să mă mândresc. Def Jam în anii 90 reprezenta ceva. Clar. Era un staple. Și probabil avem în cap Def Jam-ul ăla. Def Jam-ul anilor 2000 altceva. Def Jam-ul anilor 2010 cu totul altceva. Adică... Absolut. Să nu uităm că post-2010 la Def Jam, Def Jam-ul mondial, sunt semnați Rihanna și Justin Bieber. Printre cei mai importanți artiști mainstream din ultimii 20 de ani, dacă să mă întreb pe mine. Dar vorbim de Def Jam și faptul că au trecut atâți artiști mari sub numele ăsta, e o mare șmecherie pentru mine. Păi este o șmecherie și nu pot să nu mă gândesc la paralela. Există un label de metal, de foarte mare de fapt, okay. Roadrunner, în Statele Unite, care au tot felul de trupe de-astea mega hardcore așa, pe de altă parte și Nickelback. Mie îmi plăceau piesele, spun sincer. Păi și mie. Fac parte din adolescența mea cumva, adică erau acolo, știi? Nickelback erau semnați la Roadrunner. Și eu întrebam pe ăștia de la Roadrunner. Vine mă, toate alea de metal, jmecher, nu știu ce. Bam, bam, bam. Nu știu ce, și aveți și băieți. Și Nickelback. Și au zis, bă, când o să vândă alte trupe de rock, cum vinde Nickelback, discutăm. Adică e contraintuitiv tu să ai o casă de discuri la care să ai un motor atât de puternic ca Nickelback. Și să faci abstracție de chestia asta doar pentru că ei sunt în stare să emită un produs mass market. Ok. Comercialul n-ar trebui să... Băi, comercialul trebuie să ne scoatem din cap și tot zic asta și acum avem o generație care nu mai are impedimentul ăsta, dar eu fac parte dintr-o generație în care a fi comercial
era similar cu a fi un subprodus, știi? Se identifica termenul de muzică comercială cu ideea de produs muzical mediocru. Mediocru, muzică de plastic. Da, 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 da. Și eu cred că am trecut de perioada aia, am trecut din de fenomenul muzică mainstream, case de discuri, te-ai vândut, faci muzică comercială. Mi se pare că în ziua de astăzi, exact cum ziceam, și nișa poate deveni mainstream. Știi ce zic? Era puțin un mindset, era o mentalitate puțin închisă, faptul de a gândi, e muzică comercială, te-ai vândut, muzica comercială e de plastic, nu ne place. Într-adevăr, sunt produse care sunt mai de plastic. Știi ce zic? CTC a zis foarte bine, piese de schimb. Da. Au versuri. Piesele tale sunt piese de schimb. Eu am râs, e printre versurile mele preferate din limba română, din muzica românească. Dar... Ne întoarcem la unde începusem, mă întrebai de... Ne întoarcem unde începusem. Cu toată dinamica asta care se întâmplă. Mie mi se pare că acum e o generație de muzicieni 19-20 de ani care au mindset-ul foarte corect. Un start foarte sănătos la da Megele. I fucking love Megele. Dragoste și euro pentru MGL. Dintre ăștia care au prins... E un băiat de nota 10. Da, mă, da, e foarte tare Megele-ul. Dintre artiștii care au prins și pe vechi și pe nou acum și e pe punctul de a scoate album și am auzit niște bangere de pe albumul ăsta pe care urmează să-l scoate, este Oscar. Care Oscar s-a recalibrat. Băi, indiferent de ce disensiuni personale, mai mult sau mai puțin, Oscar e un artist foarte bun. Oscar este foarte tare. E foarte să tare. Să deschid Oscar. O mică paranteză. Generația nouă este mult mai deschisă decât a noastră. Și când spun a noastră, vorbesc de generația 2016. Pionierii trap. Eram și puțini, eram mai fericiți, probabil pe vremea aia. Dar mi se pare... Nu se făceau banii care să fac nu acum. Nu se fac niciodată. Că te prăjește la cap nu, și asta. Niciodată. Niciodată. Nu eram în punctul ăsta. Dar ceea ce îmi place la generația nouă, și când zic generația nouă, mă refer la Oschi, MGL, la Petre. Și bă, cum e și Petre. Și de la cap a vos. Voi la Def Jam la vezi pe Ide Capa, care mie îmi place. It has Ide that capa, thing. Și cine mai este... În momentul ăsta mi se pare că sunt mult mai deschiși decât noi, mai puțin orgolioși, înțeleg business-ul mai bine și o trăiesc altfel. S-a și schimbat jocul, apropo de ce vorbeam, s-a schimbat pe paranteza asta. Voi ați contribuit la schimbatul și de joc. Și ceea ce îmi place la ei și... Ceea ce îmi place la ei este faptul că... La 19, 20, 21, 23 de ani, cum e și fratele Blanchito, îmi place că fac asta. Mi se pare, eu știi povestea mea, eu când aveam vârsta lor, ce m-a ținut disciplinat și cu capul pe umeri, în afară de muzică, a fost boxul și a fost sportul. În rest, nu aveam maturitatea lor muzicală, stăteam pe stradă, făceam combinații proaste și urâte și eram atras de un stil de viață care, în ochii mei, genera bani ușori. Dar era și foarte volatil și da, super riscant. Dar ce îmi place la ei este faptul că în ziua de astăzi au oportunitatea de a face asta și îmi place că stau în studio și fac lucrul ăsta. Sunt mai cerebrali cumva, știi? Sunt mai serioși. Și oricum strada nu mai e la modă. Nu mai e șmecherie să... Când ai fost ultima dată în Italia? În pregătirea de meci. Ok. Da, stai. Cam, cam, fost cam un an. Nu am mai fost de atunci. Ai mai fost și pe stradă, ca să zic așa? Da. Adică că na, rădăcinile știi cum sunt. Rădăcinile sunt foarte importante. Am fost... S-a schimbat strada? Nu. Cartierul nu s-a schimbat. Due Pont e identică, este așa cum am lăsat-o.
toți frații, toți tovarii și toată lumea de stradă care continuare se ocupă cu business-uri de stradă, care trăiesc în acel ecosistem, sunt la fel. Pentru că... S-au schimbat generațiile? S-au schimbat. S-au mai ridicat băieți noi. Dar faza este că stilul ăla de viață te ține acolo. Dacă vrei să ieși, dacă ai maturitatea, dacă ai voința, dacă ai ambiția, dacă îți dorești ceva mai mult și o viață mai frumoasă, încerci să pleci de acolo. Dar de multe ori și foarte multă lume este prins în lupul ăsta etern. Știi ce zic? Lumea nu se schimbă din contextul ăla. E foarte rar. Eu sunt unul dintre cazuri. Nu sunt singurul. Dar de obicei strada nu prea se schimbă. Știi termenul de cardboard gangsters? Care vine de la irlandez. Cardboard gangsters. Nu. Cardboard gangsters sunt niște oameni care funcționează extraordinar de bine într-un ecosistem ermetic, cum este, spre exemplu, cartierul Duie Ponti. Ok. Exact cum ai zis. Dar pe care dacă îi scoți de acolo, ei nu mai înseamnă absolut nimic. Exact. Asta încerc să zic. Cum ziceam eu, că bă, cu tot respectul, dar și cu tot cinismul aferent, să fii artist în România e tare, să fii artist de primă linie în România e tare, doar că ce e foarte trist e dacă te duci la Vama Borș și treci o linie de asta imaginară care delimitează spațiul românesc de la unguresc, făcând doar un pas, aici ești cea mai mare jmecherie, ai făcut un pas și nu mai însemni nimic. Ori challenge-ul e să depășești granițele astea, nu știu, imaginare mai mult sau mai puțin. Este bine în viață să știi să stai pe peste tot. Să știi să stai cu băieții din stradă, să știi să stai cu avocații, să știi să stai cu lumea muncitoare, să știi să stai în familie, să știi să poți să stai pe peste tot. Din ce știi tu ca strategie de asta de release, Def Jam România? De asta cred că ar trebui vorbit cu Grasul direct, ar trebui să mai vină. Grasul e viața mea. Bă, și-a mea, îți dai seama, iubesc de mor. Amore mie. Da, din ce știi tu, există și un plan de release al unui artist român care să aibă și impact global? Sau măcar există vreun artist de la Def Jam în momentul ăsta cu potențial, dar rupe și pe afară? Și cât de tare ești tu preocupat de ideea asta? Lasă Italia! În momentul de față, spun sincer, nu știu dacă există planul ăsta. Singurul artist care pășește în direcția de internațional sunt eu și foarte probabil Alexandra Stan. Așa. Asta e părerea mea personală. Da, bă, da, voi veniți din internațional. Tu ai venit la noi ca artist italian, bus. Eu când te-am cunoscut, erai artist italian. Că ai devenit și artist român, tot la fel. Alexandra Stan. Păi să la veri, da. Așa e, Alexandra Stan, care e sora noastră, să-i dea Dumnezeu sănătate. Dragoste și euro și exact sănătate. Exact cum ai zis tu, amore. Amore mie. Așa. Și ea a rupt afară? Băi, nu știu să zic dacă este în plan paranteza asta. M-aș bucura să fie. Eu spun sincer, îmi doresc să se întâmple ceea ce mi-am dorit din prima zi în care am venit în România. Știi ce zic? Să văd România la nivel cu celelalte țări. Să ducem muzica din România, pentru că avem foarte multă muzică de calitate și din generația nouă, și din generația noastră, și din generația veche. Ar trebui să se facă front comun mai mult, ar trebui lăsate bifurile deoparte, ar trebui să facem muzică de calitate, fiecare în combinația lui și în paranteza lui, dar eu personal de asta am venit în țară, cu gândul de a schimba, știi? Și îmi place ce văd la generația nouă, să mișcă bine. L-ai menționat pe Oscar. Oscar, părerea mea personală este că din generația nouă este unul dintre cei mai buni. Blanco, iarăși, e frățiorul meu mai mic, este unul dintre... Ar trebui să-l vezi pe Baboiaș cum îl imită pe Blanco. Da, chiar sunt curios, mâncați-i. Îmi face calificat. Ce fac e...
Ne distrează Blanco. Frățiorul Blanco nu numai are o energie deosebită, dar este unul dintre cei mai calificați din generația nouă. Oschi la fel, Petre la fel, MGL la fel. Ei sunt și mai intim cu mine cumva. Și în ultima perioadă, în ultima vreme, lucrez mai mult pe energie și cu persoane mai intime în ceea ce înseamnă paranteza actuală din viața mea. Dar îmi place să văd ce se întâmplă noua generație. Și sfatul care l-aș da tuturor, mai ales lor, știi? Dar la toată lumea, e să fim puțin mai uniți. Mai uniți, bă, mai să uniți, lucrăm. Mai uniți și să lăsăm ego-ul deoparte, orgolii, bifuri, orice. Apropo de bifuri. Hai să punem România pe hartă. Hai să fim șmecheri, știi ce zic? Da, mă, pentru că oricât de mult au evoluat lucrurile la noi și tu ai zis o chestie tristă, adevărată și funny în același timp. Am evoluat pe loc. Băi, un paradox aici. Cred că ăsta o să fie și titlul. Am evoluat pe loc. Ce faci, OG-ule? Am evoluat pe loc. Să nu aibă lumea impresia că e vorba despre mine, că eu chiar... Nu, sub nicio formă. Acum trebuie să intre la tot podcastul. Nu, da, clar, absolut. Dar... O să zic că România cam evoluat pe loc. Muzica, da, România... Și că eu vorbesc doar adevărul. Asta e un mare defect la mine și o mare calitate. Eu sunt cu adevărul întotdeauna. Mă uit la Germania. Băi, Germania a crescut foarte mult. Deși eu nu ascult Germania, nu ascult foarte mulți artiști, dar uite, Valeria mă nebunește. Are foarte mulți artiști care îi plac de acolo. Primul e Luciano. Da. Și a evoluat. Italia a evoluat foarte mult. UK-ul știam deja. Mamă, UK, Franța e rămâne preferata mea, deși țin să consider că Italia a evoluat extrem de mult. Și nu vreau să sun de parcă sunt eu departe cumva, știi? Dar chiar a evoluat foarte mult. Rusia, boss. Rusia, iarăși, nu ascult foarte mult. Ascult eu... Valeria ascultă Rusia, că știu că am mai vorbit cu ea. Da. La petrecerea de Gem am vorbit cu ea și stăteam noi așa și am zis, bă, totuși, Rusia... Știi care e faza cu Rusia? Eu îl iubesc pe Morgenstern. E viața mea. E un artist foarte versatil, extrem de excentric, foarte actorial. Am tradus câteva teze, că îți dai seama că nu aș fi, știi, nu înțeleg ce zice, dar aura care o are și energia e impresionantă. Și probabil mai sunt mulți alții. Pe nivel de artist feminin de ăsta așa, foarte flamboyant așa, care are și sexualitate debordantă și coaie și asta e tipa aia, Insta Samca. Nu știu. Dar o să... e, da, ca o Insta Samca cu capa. Băi, e ceva... Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă. E un zeitgeist în Rusia pe care nu mi-l explic pentru că e posibil ca să poți să înțelegi trebuie să te duci acolo. Ai fost vreodată în Rusia? Da. Sankt Petersburg și Ekaterinburg și Moscova. Okay. Și ce aer se respiră? E alt univers, bă. E altă lume. E altă lume. Când te duci la metrou... E un impact atât de mare? Zic atâta. E un impact atât de mare. Când te duci în Rusia și vezi metrou pe 6 etaje... Metrou pe 6 etaje? Pe 3 etaje, pe 4 etaje și intri în stația de metrou și e ca și cum ai intrat într-o catedrală și după aia ieși din asta și la intrarea metrou e un cetățean care își bagă degetul în cur și după aia și-l miroase. Bă, este... Sunt discrepanțele atât de mari. A doua parte seamănă cu metroul din New York. Exact. Și vezi orașe care sunt foarte dezvoltate, dar în care în orașele alea vezi și semne de-astea de extremă sărăcie. Cred că din punct de vedere social sau al stratificării păturilor sociale, Rusia e cea mai eclectică țară. Ok. După fața. Eu nu am fost. Am fost până Letonia, am fost la al confine, la aproape de graniță acolo. Și mi s-a părut asemănător cu România, puțin mai reci, puțin mai aspri, știi? Da, destul de ok. Au fost mai încercați un pic în ultima vreme. Da.
Eu acum în vară trebuie să mă duc în Azerbaijan cu niște treabă, cu niște filme și sunt așa, trebuie să merg cu Eugene, cu prietenul ăsta al meu. Okay. Și stăteam și ne uitam amândoi, bă, nu, să vedem în Azerbaijan ce fac. Ori, nu știu ce să zic. Ori ne împrietenim cu toată lumea, ori ne întoarcem. Băi, cred că, uite, în Azerbaijan și toată partea aia acolo, cred că lumea e foarte primitoare. Eu senzația asta o am. Sau nu? Că la fel e și în clar. Rusia. Bă, foarte ospitală. E. Foarte pe scurt, în Rusia ce e mare e foarte mare, ce e nasol e foarte nasol. Nu știu cum să zic. Eu am fost la festivalul pe care îl făcea Lady extrem Wax. Alt. Da. E o gagică de acolo, o DJ producător de electronice, breakbeat-uri de-astea, Lady Wax, care avea festivalul In Between Trust, care în anul ăla s-a întâmplat în Sankt Petersburg. M-am dus acolo, la 4 după amiaza, erau 12.000 de oameni pe frigul lui Satan, la festival. La ce să face? Să dansează. Dansăm în pizda măsi. Top. E ceva, era ceva, și eu vorbesc acum de 2008-2009, și pe atunci exista modelul ăsta de ride sharing, mult înaintea Uber sau mai știu eu ce alte chestii, erau oameni care te întrebau, persoane fizice, cu mașina, opreau lângă tine, vedeau că nu ești rus și te întrebau unde vrei să ajungi acolo. 10 ruble te duc eu imediat. Ceva și cu metri. Da. Haide. Și îți dai seama că ți era ciudat, bă, te sui mașină în Rusia, în Moscova și în Rusia. Te sui mașină străină? Bă, da. Și până când mi-am luat inima în dis, m-am dus și era totul foarte ok. Mai ales că știau și foarte ce bine. Ce mai rău că azi dispăreai. Asta aia zic, a fost. N-ar fi fost vreo mare pagubă. Bă, dar hai să ne întoarcem la treaba asta. Că spuneam, și ai punctat și treaba asta cu PC, PC culture-ul ăsta și corectitudinea politică. La modul cel mai serios, e o problemă reală asta sau nu? Părerea mea personală este că lumea în 2024 s-a schimbat foarte mult și mi se pare un căcat, să o zic așa, pe față, pe românește, pe placul tuturor. Băi, nu înțeleg unde e corect să fie corect, dar nu poate să fie totul politically corect. În Europa mi se pare că încă mai suntem oameni. În America deja au ajuns pe altă planetă. Nu poate să fie totul politically corect. În lumea de astăzi, în ziua de astăzi, lumea a devenit foarte sensibilă. E sensibilă la orice. Mă, hipersensibil. Nu mai poți să zici nimic, mâncați-și. Nu mai poți să faci o glumă, toată lumea și o ia personal. Nu știu, mi se pare că... Se scoate din context foarte mult. Să o zic mai pe scurt, îmi plăceau și iubesc anii 90. Sunt născut în 91, mi se pare că atunci lumea era cum trebuie. 90-2000. Nostalgia asta ți se pare belicoasă? Nu neapărat. Poți să explic un pic? Spune-mi. Uite, că ziceam că s-au trecut de barierele alea. Dar sunt nostalgic, eu personal. Și bănuiesc că lumea din 80 e mai nostalgică ca și mine. Eu sunt din 80. Sunt nostalgic, dar nu las nostalgia să... Băi, nostalgia este un rabbit hole. Cu cât ești mai nostalgic, cu atât ești mai nostalgic. Nu știu dacă are sens. Se autoalimentează așa. Și ironia face ca oamenii care spuneau mai de mult și aveau pragurile astea mentale de care zicea mai devreme, pe care le-ai și demontat de altfel într-o manieră foarte sănătoasă, de muzică comercială, uite, conceptul de muzică comercială. Oamenii care spuneau și făceau asocierea între muzică comercială și un produs artistic mediocru, okay, acum se duc și se sparg pe la evenimente de astea nostalgia, unde ascultă fix muzica aia comercială care le se părea mediocră. Eu am fost surprins la cluburi în România atunci când s-au dat drumul la piese din 2000 și piese vechi, să văd atâta bucurie și euforie și îți dai seama că mi-a făcut plăcere și... Bă, și mie îmi place. Dar sunt aceeași persoană care acum 2 ani când a intrat în România și am fost la un party privat și când s-a dat drumul la după blocuri de la Mafia, o cântam eu și cu încă doi. Și când m-am uitat în jurul meu, mi s-a părut că sunt în metavers. Am zis, păi stați mă, mâncați și nu știe nimeni, știi? Adică, da. Mă rog, tu ai avut și niște bifuri cu Pusul de Manele la o petrecere, dar nu vreau să intru eu în detalii și nu vreau să...
nu mi-aduc aminte nici chiar este mai exact, dar eu am fost întotdeauna pentru corectitudine, știi ce zic? Eu nu sunt și nu o să fiu niciodată o persoană ipocrită. Trăim într-o țară în care maneaua are valoarea ei, orice ar spune oricine, aproape toată lumea ascultă manele, pentru că maneaua îți dă o stare de spirit bună, pentru că la petrecere sau oriunde toată lumea ascultă o manea și în contextul în care nu se dă voie, mi se pare un rasism muzical la un moment dat, în momentul în care nu ți se dă voie într-un context, eu fac un exemplu, suntem la operă sau într-un context mai așa, clar nu dai drumul la o manea și nu și are probabil nici rostul. Dar într-un context ca petrecerea despre care vorbești sau în alte circumstanțe, bă, ești ipocrit. Știi ce zic? E cum ar veni cineva și ar pune jazz și tu zici, nu, dați așa, că nu e bine cu jazz-ul. Păi stai mă mâncați, ești cum așa? Da, exista problema asta cu jazz-ul în America anilor 40. Da, păi jazz-ul, era exact vreau să fac acum un paragon puțin dus la extrem, dar era considerat vulgar, adică era considerat trap. Sau manea. Era manea. Știi ce zic? Da. Dar acum este muzică elevată, sofisticată, de cunoscător. Pam, a luat o altă direcție. Uite, am fost cu fratele meu aici, de ziua lui, la un club foarte drăguț în București. Nu vreau să zic numele, dar ce mi-a plăcut la acea seară? Pe acest monitor era un cod QR, știi? Și să vota. Toată lumea putea să-și ia telefonul în mână, să făcea un vot. Care va fi următorul gen muzical pe care îl ascultăm aici? Știi? Reggaeton, trap, rap, nostalgia, 80, jazz, folclor, vrăjeală. Toată lumea ridica telefonul frumos, majoranța câștiga și se punea genul muzical. Clar, dacă toată lumea te ține toată noaptea în muzică populară, nu e bine nici așa, grasnă. Dar mi s-a părut destul de șmecheră ideea, cumva. Și e democrație diferită. Absolută. Exact. Asta ca o discuție adiacentă PC culture-ului. Pe de altă parte, la Def Jam, dacă nu mă înșel, acum o săptămână sau ceva, 10 zile, băieții de la Vusă Gang, păi nu mă distrează foarte tare Vusă Gang. Mamă, mâncați și mă bagi în... Ia zi, nu știu dacă ce s-a întâmplat, nu mai sunt la... Au scos piesă de diss, mă, la adresa Erica Isaac. Ok. A, gata, am înțeles. Nu știu dacă sunt Vusă Gang. Păi Vusă Gang e semnată, ca să zic așa. Nu okay. E Vusă Gang? E Coma de la Vusă Gang. Ah, ok. Deci, da. Coma de la Vusă Gang a scos o piesă care e dis la adresa Erica Isaac, dar nu este reprezentativ pentru Vusă Gang. Adică, opiniile domnului Coma de la Vusă Gang nu reflectă opiniile întregului Vusă Gang. Ah, ok. Asta vrei okay. Să... Asta doar cu ei putem să discutăm. Yeah. Dacă poți să discuți cu băieții de la Vusă Gang... Am avut o interacțiune cu Raul Vâsâ, mâncația și ultima interacțiune, eram și cu Psihotrop și cu Kamal și cu mai mulți prieteni, să mor dacă am înțeles ceva. Mi-e super simpatic Raul Vâsâ, e viața mea, dar să-mi bag pula dacă am înțeles ceva. Denis e un băiat care îmi place foarte mult, avem și o piesă împreună, este mai cu capul pe umeri și de câte ori am posibilitatea cu oricine. Știu că și atunci când a venit Rava și a adus aminte de vorbele pe care le-am spus, eu încerc mereu, în momentul de față, din viața mea, să îndrum spre bine. Să fiu un fel de mentor pentru toți, cât se poate. În știi contextul ce zic? În care tu ai fost acolo. Adică eu am fost pe peste tot. Fundul butoiului l-ai atins de multe ori. Eu l-am atins de multe ori și îmi place să dau de knowledge-ul meu mai departe și să încerc să le spun fiecăruia. Când am ocazia, mulți mă ascultă, mulți nu, bineînțeles că așa e viața și așa e lumea, dar îmi place să văd atunci când cineva cu talent dintr-un mediu nasol,
cu capul pe umeri, reușește să facă ceva. Aia e și combinația, aia e șmecheria. Oricât de emancipat pot să devin, să fac un exemplu, eu ca persoană și așa mai departe, trecutul ăla și ce am trăit acolo și ce m-a format acolo o să rămână întotdeauna. Știi ce zic? Nu o să dispară niciodată. Dar e important să rămâi focus, disciplinat, cu capul pe umeri, să poți să faci ceva mai bun pentru tine. Și mulți din băieții ăștia înțeleg. M-aș bucura să înțeleagă și Raul. Nu am avut ocazia să, vreodată să-i zic prea multe vorbe. Eu nu l-am văzut de multe ori, cred că l-am văzut odată. Dar e păcat. În ochii mei e păcat să ai talent, oricine ar fi. E păcat să ai talent și să nu ai o persoană lângă tine să-ți zică ceva. Bă, mâncați aici. Mai lasă-o, frate, mai moale. Mai lasă-le. Bă, Raul, hai la sală, chestie... hai încolo. Adică dacă ești un picuț atent, am fost atent și am cerut, a zis o chestie care mi-a cam închis gura și de-aia nu prea mă mai pronunț eu, că l-a spus așa. Bă, eu înțeleg că pot să fiu și artist. Nu e vorba de asta. Dar eu personal nu pot să-mi permit să stau 6 zile într-un studio. Că maică mea trebuie să mănânce. Sunt total de acord. Strada merge înainte. Pe paranteza asta. Eu în primul rând sunt om de pe stradă. Nu mă lua să mă pui în studio mai mult decât sunt eu dispus să stau în studio, că nu o să stau. E un argument greu. Nu... Și, nu, și nu vorbesc de el personal acum, pentru că din generația nouă știi cu cine sunt mai intim, dar iarăși sunt de acord până la un moment dat. Și eu am vândut marfă când aveam bani acasă și stăteam cu ziare în geamuri, în baracă. Și eu am făcut multe căcaturi care dădeau acces la bani rapizi și la gloria de stradă și tot ce înseamnă dimensiunea asta. Dar adevărul adevărat este că ce m-a scos din stradă nu au fost combinațiile alea. Au format persoana. Clar, dacă ne gândim de azi pe azi, să mă duc să fac vreo combinație, să aduc bani acasă, să mănânc eu și cu maică mea, e lucru cel mai rapid de făcut. Cel mai la îndemână. Dar, cum zice antrenorul meu din Italia, il cavallo si vede la rivo. Calul se vede la sosire. Nu e un sprint. Și ce zic? E un meci pe 12 reprize. Trebuie să o gândești mai mult de atât. Dacă ai oportunitatea, dacă viața îți dă... talent, dacă îți dă posibilitatea de a face ceva mai mult pentru tine, băi, păcat să dai cu piciorul. Și atunci te întreb punctual aplicat. E o lecție pe care ai învățat-o pe stradă, pe care ai aplicat-o și în muzică? Ai luat o lecție de pe stradă și ai zis, bă, asta e o regulă pe care dacă o aplic și pe muzică, eu artist fiind, îmi ies lucrurile. Strada m-a format foarte mult. Știi că eu spun întotdeauna, nu vreau să sun nici repetitiv, dar ăsta e motul meu, foamea și ambiția cresc campioni. Sportul m-a făcut să am încrederea și mindset-ul necesar și să văd că caracterul pe care strada mi l-a format împreună cu perseveranța și cu disciplina, cu faptul de a rămâne focus și de a lucra acolo unde jocul se face greu, e, ăla e ingredientul care m-a dus la succes și nu numai pe mine. Trebuie să găsești un echilibru. Strada te învață multe lucruri. Te învață și cum să vorbești cu lumea, sportul mai mult te învață unde ți-e locul în ierarhie, și, dar și strada te învață foarte multe lucruri. Nu știu care e o lecție care am aplicat-o 100% și am luat-o de aici și am pus-o aici și am zis asta e rețeta și aici. E deja muzica în sine, e autenticitatea, e faptul de a vorbi ca pe stradă, cred că limbajul după stradă a fost un ingredient. Două chestii decurg din ultimele 2 minute ale tale pe care le-ai zis. Mafia. Da, două chestii. B.U.G. Mafia. Tot timpul. Yeah. Forever. Nu discutăm aici.
Da, în timp ce spuneai asta, mă gândeam și ai menționat cuvântul disciplină. Acum două zile, noi suntem miercuri acum, filmăm miercuri. Luni seara, pentru că doar luni seara s-a putut, am filmat cu Im, care este campionul mondial la CSGO, care este român. Counter-Strike. Counter-Strike. Ok. Respect. Wow. Boss, omul la 24 de ani este exemplu de disciplină și de state of mind foarte corect și ultra focusat. Deci ne bagă în buzunar pe toți. Bă, avem și noi pe unul care e cel mai bun la ceva, boss. Îți dai seama cât de tare este. Avem multe talente în România. Avem multe talente în România, dar nu sunt superlativul absolut. De multă vreme n-a mai ieșit cineva din România care să fie cel mai bun la ceva. L-a bătut cuie. Mă doare în pulă la ce. Să fie nu cel avem, mai bun nu vreau de să pe spun, fața pământului nu vreau la să ceva. Spun vreun adevăr. Dar nu-l avem pe băiatul medaliat aur la not? Bine, la David Popovici, da, cum sună? Stai un pic, mai e și el. Da, zic din actualitate, ca așa... Da. Uite, da. Nu știam, campionul mondial la Counter-Strike... Da, uite, l-avem și pe David Popovici. Eu am avut o interacțiune destul de sumară, așa, destul de succintă cu David Popovici la un moment dat. Foarte greu de prins, îți dai seama când doresc să-l aduc aici la aproximativ discuții, dar am văzut și multe similarități între state of mind-ul lui David Popovici și a băiatului ăsta, Im. Și când l-am întrebat, bă, ce le lipsește românilor, de fapt? Așa, ca mental colectiv, de nu suntem în stare să dăm mai multe elite, indiferent de domeniu. Okay. Deși avem. Sunt copii aia care sunt pe robotică, să știți că știu. Sunt copii ăștia de la Olimpiada de Matematică, știu și de ei. Adică știu de ei. Dar mă uit și proporția de elite pe care le dau alte țări și inițial e mult mai mică în România. Și bineînțeles că primul gând pe care l-ai e că e strâns legat și de factorul economic. Vreau să spun și eu un lucru după aia. Foarte important. E strâns legat și de factorul economic. Pe de altă parte, tu ai zis asta foarte bine, că foame și ambiția nasc campioni. Iese acum documentarul despre Ilie Năstase, da? Nasty. Bă, Ilie Năstase a schimbat lumea tenisului. Cred că o să fie interesant. O să fie foarte interesant. Foarte interesant. A fost un rebel. Sau cel mai rebel, probabil, din perioada aia. Bă, atât de rebel încât la un moment dat și vorbeam cu oameni, cu americani care se uitau pe vremea aia la meciurile de tenis al lui Ilie Năstase, căruia îi se spunea Nasty, a fost atât de rebel încât de la un punct încolo, periculos pentru dumnealui, a devenit un personaj caricatural, cel puțin ca percepție publică. Și e și periculos ăsta. Dar dacă pe teren e 10 din 10, îți fac exemplu de Dennis Rodman. Băi, atâta timp când intri pe teren și îți spui cuvântul, în ceea ce faci, în domeniul în care îl faci, în afara jocului, poate să zică lumea ce vrea. Toți suntem oameni, toți avem defecte, toți greșim, dar da. Dar Ima a zis o chestie. Bă, românilor le lipsește totuși disciplină. Ai simțit, ai lovit de asta? Ți se pare că e o trăsătură de o caracter să spun de asta generală? Ce am văzut eu în viața din Italia, în viața de stradă și în mai multe contexte sociale din afară, eu am văzut acest lucru și de asta vorbeam de uniune și în rap. Eu nu am văzut românii să se ajute niciodată. Eu îți zic, în Due Ponte avem sud-americani, filipinezi, indieni, îți jur că toate popoarele astea, toate comunitățile de acolo, băi, dacă te atingi de unul, dacă îi faci rău cuiva sau dacă vreunul din ei are nevoie de ceva, sunt foarte uniți. Noi, nu. Asta am văzut acolo. Și lucrul ăsta, pe de o parte, îl înțeleg. Acum, ce pot să zic, depinde și de background-ul fiecăruia, știi? Dar nu suntem atât de uniți. Cât despre disciplină, ce pot să zic? Noi am avut sportivi șmecheri. Da. În gimnastică artistică, în box și în canotaj, fotbal. Și în fotbal, știi? Adică probabil în generația nouă lipsește disciplina. Ce pot să zic? Dar e un ingredient
fundamental. Ca să fii cel mai bun, trebuie să te comporți ca cel mai bun, trebuie să muncești ca cel mai bun, trebuie să fii obsesionat. Kobe Bryant, Michael Jordan, McGregor, Tyson. Trebuie să-ți dorești lucrul ăla. Paranteză. Fratele ălălalt, Paul, eram sigur. Mike Tyson. Eram ce-i, sigur. Ce-i desenul ăla animat? Uite, acum, spre eram exemplu. Sigur. Păi, normal, hai să vorbim și de... Ai fost tu la gala RFX. Yeah. Ok. RXF. Părerea mea personală este că, așa cum zic mulți sportivi, este un lose-lose. Toată combinația. Ce cred eu despre entertainment-ul în lumea boxului sau în lumea sportivă, îmi place faptul că orice se întâmplă aduce lumea către disciplină. Acum stă și la inteligența fiecăruia de a înțelege ce este show și unde se lucrează cu adevărat. Știi? Sunt două campionate diferite. Cât despre meci, băi, băiatul e bun, Jake sau Logan, Jake. Este bun din a fi un YouTuber și ajunge în poziția asta unde îi se dă destulă credibilitate, a făcut o stradă destul de bună și a evoluat. Dar, așa cum zic mulți în lumea sportivă, ar trebui să se pună la încercare, dacă își dorește cu adevărat să devină un boxer și să aibă credibilitatea în lumea boxului, să se pună la încercare cu lume care îl testează și îl pune la încercare și să iasă puțin din combinația asta de show business unde vrea neapărat să... Și de echo chamber. Și vrea neapărat să facă hype și bani. Dar, pe de altă parte, cine nu și-ar dori să facă un meci cu Mike Tyson? Vorba vine că... Bă, te bate Mike Tyson. Crede, mulți nu și-ar dori și, deși are o vârstă care aproape 60 de ani, e totuși Mike Tyson. Orice s-ar întâmpla, puterea dispare ultima. Puterea. Mai ales la campioni. Exact. Acum... Stai un pic, vreau să fac și următoarea paranteză apropo de cum ți-o încerci într-un mediu de ăsta profesionist. Știi povestea de acum 2 ani sau nu mai știu când, 2 sau 3 ani cu Tom Hardy care s-a dus la competiția oficială de jiu-jitsu și a ieșit primul neanunțat, adică a fost mega viral la vremea și erau toți ăștia, bă, tocmai m-a bătut Tom Hardy, stai așa un pic. Tom Hardy bag și pe preferatul meu, deși face mai multe discipline. Keanu Reeves, sunt o grămadă de actori care sunt super pregătiți. Nu te aștepți ca Tom Hardy să te bată la jiu-jitsu brazilian. Nu, adică... dar știi, nu era brazilian, era jiu-jitsu clasic. Okay. Dar știi la cine nu se așteaptă nimeni să aibă centura neagră și nu știu câți dani și efectiv să fie literalmente unul din oamenii care se dea cap în cap pe ăștia mai sus menționați? Deci între Tom Hardy, Keanu Reeves și actorul care interpreta pe Al Bundy în familia Meredith. Wow, aici vorbim de generația noastră. Ai scos... Ba chiar mai... Am uitat cum îl cheamă. Poți să cauți Baboiaș pe actorul din Al Bundy. Doamne, ce lapsus am acum. Deci are centura. Ai scos piesa de colecție. Bă, deci este... Love and marriage, love... Era... Exact era, era Ed O'Neill. Eram Ed copil O'Neill. Când pleca la televizor în România, mâncația și stătea bunică, toată lumea era familia Bundy. Ești acum în Love and Marriage is an Institute. Yeah. Adevărat. Da, nu aș fi spus. Dar ăla este Ed O'Neill. Apropo de paranteza pe care m-ai întrebat-o, eu l-am tatuat pe Tyson și este una dintre persoanele care m-a inspirat și mă inspiră cel mai mult în lumea asta. Nu că l-ai tatuat, a venit Tyson la tine și ai făcut tu tatuat, l-ai tatuat tu pe Tyson pe tine. Da, l-am tatuat pe mine, am tatuat și cu Iron Mike, cu el când avea 19 ani. Personal îmi place schimbarea lui actuală, unde a devenit un guru, a devenit o persoană foarte sensibilă, emotivă, dar este și o persoană care a atins fundul și a trăit viața atât de intens încât este un om trecut prin toate și are voce în capitol. Adică e
E o persoană care a suferit mult, a fost întotdeauna interpretată de multe ori greșit, știi? Și îți dai seama, eu sunt fan Tyson. În meciul ăsta îmi doresc din tot sufletul să-l facă knockout. În același timp, dacă l-ar face knockout pe Mike Tyson, nu i-ar da nimeni credit la Jake Paul. Pentru că ce faci, mă, că ți-ai bătut cu unul, te-ai bătut cu Mike Tyson, cu legenda de 60 de ani. De asta spun că este un lose-lose, pentru că o să-și aducă lumea aminte de tine ca boxerul, ca persoana care le-a bătut erou. Știi ce zic? E o figură prea legendară și prea iconică, Mike Tyson, ca să o cobor de acolo, știi? E... Și erou care nu mai e în his prime. Adevărat. Vorbim de o persoană care are 60 de ani. E... Dar să ține bine la 60 de ani, bă, e da, fenomen. Adică te sperie în continuare. E fenomen paranormal. Nu este sindromul Jake LaMotta. Jake LaMotta este... Jake LaMotta e... Tu știi cine da, e Jake LaMotta? Jake LaMotta e... Raging Bull. Raging Bull. De acolo pleacă și numele meu. Asta mi-a fost dat de primul meu antrenor. Și Jake LaMotta este... Era un peso mediu, era un middleweight care întotdeauna și-a dorit să fie heavyweight. Iarăși, vorbim de o poveste puternică. Și filmul, pentru cine l-a văzut, merită văzut. Băi, filmul ăla a fost făcut foarte chinuit. E foarte natural, foarte autentic. E... A fost făcut foarte chinuit și pe foarte multă cocaină. Eu, uite, nu știam lucrul ăsta. Domnul Scorsese, el însuși a spus, există o carte absolut senzațională care are 1300 de pagini despre noul cinematograf american din anii 70 care a schimbat fața cinemaului mondial. Se numește Easy Riders, Raging Bulls, carte. Ok. Și începe de la Easy Rider ăla cu Dennis Hopper, cu motocicliștii, cu heroina în portbagaj, trece prin Coppola, Godfather, Apocalypse Now, George Lucas, Star Wars, toți băieții sunt acolo, Scorsese, care, mare atenție, ăștia erau tovarăși între ei. A fost făcut pe cocaină în sensul în care actorii erau pe... Scorsese era... Marfă sau al nostru, Scorsese era pe... Scorsese era... Era pe out ele. Of his mind, adică a zis și el, era foarte aproape să nu facă filmul. Nu știau cum o să iasă filmul. Cum spun ăștia din Aerosmith când am făcut interviu. În ce ai cheltuit banii? Păi cred că am tras tot Peru. Cam așa. Adică, da. Era perioada în care făceau da, filmele era... astea. Ce spune, Raging Bull e 80 punct, nu? 1980. Cred că este 80, nu știu. Da, exact. E 80 și foarte bizar că el a ales să-l facă al negru. Da, e un film... E film de artă mai mult, nu e chiar așa. Aia vreau să facă film comercial cu box... Și nu a e un film ușor de digerat, nu e Rocky 1. E un film destul de greu. Bă, Rocky 1, Rocky primul 1 Rocky, băi. Motivație pură, e Stallone, un personajul Rocky Balboa, e ceva deosebit. Puritatea lui, e un rău bun. Eu și pe el l-am tatuat. Să-l citesc pe Dumnezeu nostru Quentin Tarantino, care a spus Rocky multă vreme a fost filmul meu preferat, pentru că, și explică foarte frumos, în altă carte de-a lui pe care o recomand, care tocmai a fost tradusă în românește, Speculații cinematografice. A scris Tarantino despre filmele care i-au influențat cariera și i-au plăcut lui când era puștan. Chiar sunt curios. Extraordinare. Și vezi că audiobook-ul e citit de el. Dacă ți și mai frumos. Tarantino citește propria carte, senzațional, și zice așa acolo. În anii 70, cinematografia americană prinsese flavorul ăsta european și voiau totul să fie dark și cu... Ok. Și cu finaluri de-astea care nu erau neapărat happy end. Erau ambigue, așa. Nu prea să termina bine. Eu iubesc finalul frumos. Eu sunt fan... Și în tot darkness-ul ăla, care era în anii 70 în cinema american, a venit Stallone cu unul dintre cele mai uplifting filme făcute vreodată. În care finalul era pozitiv, totul se termina cu bine. Unu și doi, toate sunt frumoase. Bine, primele sunt mult mai frumoase. Filmul meu preferat e Cinderella Man, cu Russell Crowe.
Ok. Cinderella Man e, e prototipul meu de, de supererou, de tată, de, de persoană. Russell Crowe, care în același timp a făcut și Gladiatorul, care merge în playlist-ul meu mână-mână, dar Cinderella Man e, e deosebit. Care a făcut și A Beautiful Mind. Stai Russell Crowe, care momentan e în turneu, că e cântăreț, a venit la San Remo și a cântat, are band, e omul, e... știi, n-ai fi zis niciodată. Russell Crowe, care, băi, ăla e actor. Russell yes. Crowe e actor. Ai văzut că se lucrează la partea a doua din Gladiator acum? Da, și nu știu la ce să mă aștept. Dar uite, că vorbeam de muzică. Uriu e movie buff. E, vorbeam de asta, paranteza asta, uite, în Italia, în rap-ul din Italia, foarte multe dume și foarte multă cultură generală din lumea filmelor și așa mai departe, este pusă în texte. Și lumea le cunoaște, lumea le știe, lumea... Pe de altă publicul. Parte, cinemaul italian e cinema italian, văz. Sunt total de acord și au cei mai buni oameni pe dublaje. Eu ascult mai toate filmele în italiană, în afară de ce îmi place mie în original. Ce dar nu te enervează să te uiți la Goodfellas, spre exemplu, și să-i auzi pe aia dublați în italiană? Goodfellas pot să-l văd în limba originală. Când e De Niro acolo, când e Al Pacino, când sunt filme unde e șmecherie, ne uităm la original. Dar acum o să te întreb pe tine, apropo de ce state of mind, din ce state of mind ești tu acum ca om. În momentul ăsta îți place mai mult Goodfellas sau A Bronx Tale? Diferența este de un an și un pic între filmele astea. Băi, greu. Știu că îți place A Bronx Tale foarte mult. Debutul regizoral al lui De Niro, apropo. Ăla-i film în care De Niro e și regizor. E greu. E greu. Mi-e greu să aleg. Mai avem vreo variantă? Băi, Goodfellas e, e iconic. Este iconic. Este. Nu, e iconic. A Bronx Tale e foarte pozitiv. A Bronx da, Tale da, da. Este Rocky-ul filmelor cu mafioți. În A Bronx Tale vezi ce înseamnă ca un părinte să intervină corect în viața unui copil. Sunt total de acord. În Goodfellas... Henry Hill, personajul Henry Hill, vezi ce înseamnă să-ți lipsească intervenția parentală absolut. Și apropo de asta, nu-mi plac amândouă, acum îți dai seama, am crescut și cu niște filme iconice care aș mai adăuga pe lângă astea două, aș mai adăuga Donnie Brasco, Casino, aș mai adăuga multe. Adică, dar paranteza să nu ai o figură paternă lângă în viață, tu o știi mai ales, mai ales că acum am devenit tată, contează extrem de mult. Și recent mi s-a făcut întrebarea din partea unei persoane, m-a întrebat dacă chiar atât de mult să simte lipsa unui tată. Eu mai nou întreb lumea pe care o cunosc sau în intimitate, în cercuri de discuții. Sunt curios întotdeauna când cunosc o persoană dacă a avut familia întreagă, dacă a avut ambii părinți. E un lucru care mă intrigă cumva, știi? Pentru că de obicei sunt persoane puțin diferite. Sunt mai echilibrate, sunt mai bune, sunt mai... Sau nu. Sau e și varianta asta. Îți dai seama că acum depinde și de background, depinde și educația ai primit. Acum dacă ai avut pe amândoi și din doi nu faci unul, să te ajute universul. Sau dacă i-ai avut pe amândoi și ți-au suflat în cur și tu erai și singur la părinți. Și aia e o variantă periculoasă. E foarte periculoasă. Noi ne-am bonduit foarte bine, noi doi, fix pe chestia asta, că am crescut fără tată amândoi. Bă, ai crescut fără tată, da, și eu. Frați, da. La noi a fost foarte simplu. Da. Adică atât de proști suntem. Atât de mare este nevoia în continuare. Dar, om la 40 de ani, fac 41 acum. Mulți înainte. Căutarea unei figure... Să până la 120 să fiu și eu acolo. Doamne ajută. A, așa. Nici măcar la 120 de chile nu mai sunt. Mulțumesc lui Dumnezeu. Deci, atât de
mare este nevoia de a substitui figura parentală în continuu și de a căuta un substituent al figurii parentale, inclusiv la 41 de ani am chestia asta. Să-mi bag pula. E ciudat, e foarte ciudat. Eu cred că în ultima vreme nu o mai am, dar am avut-o toată viața și m-am dat seama destul de târziu de lucrul ăsta, când am început să fiu mai matur, mai în sintonie cu mine, să mă cunosc mai bine. Și mi-am dat seama de multe alegeri și multe influențe, anturaje, mai ales în viața de stradă, că de multe ori am căutat o figură paternă în toți idolii mei, cumva. Și primele figuri paterne pe care le-am avut, prima, de fapt, a fost al doilea meu antrenor de box. În el am început să văd prima figură paternă, pentru că era și golan, dar era și foarte emancipat și foarte cult, știi? Și era o persoană care îmi dădea o stabilitate. Mă aducea cu picioarele pe pământ. Și mi-era rușine să întârzi la antrenament. Vreau întotdeauna să dau maximul, să apar bine în ochii lui, știi? Să fiu acolo pe primul loc. Crezi în echilibrul ăsta între bagabonțeală și carte? Da, foarte mult. Dacă aș putea în ziua de astăzi... Am avut o discuție înainte să dăm rec, de-aia te-am întrebat asta. În nou album am un vers care zice: nu regret nimic dacă teodată ai schimbat tot. E greu. Știi ce zic? Da, echilibrul ăsta e, părerea mea e că echilibrul în viață, oricare ar fi, dar mai ales ăsta, e important. E bine să-l ai. E șmecherie. Vrei ca fietul, la modul cel mai serios, să aibă contact și cu viața de stradă? Pentru că tu ai avut contact cu viața de stradă și dacă e să judecăm obiectiv, cel puțin din ce ai zis tu, sunt mai multe părți nasoale decât alea bune. Că ai ales tu să stai să filtrezi. Și că e un mecanism și de coping, hai domnule, că am rămas și cu ceva bun de pe urma chestii astea, ok. Dar din ce am înțeles, nu recomanzi absolut deloc. Să fii părinte, haina de părinte e o haină grea. Și acum îmi dau seama de ce a trebuit să facă maica mea, până ce a trebuit să treacă. Îți dai seama că nu mi-aș dori niciodată, ca orice persoană, ca orice tată care nu a avut nimic și vine din mediul ăla, nu-mi doresc, așa la cald, nu-mi doresc să treacă nici până 1% din ce am trecut eu, dar vreau să le duc și vreau să găsesc o metodă în care să cunoască lumea așa cum e, pentru că lumea era, pentru că nu poți să ții persoana pe care o iubești într-o bulă, trebuie să confrunte cu realitatea, dar de asta sunt eu acolo, știi? Dar uite, eu caracterial, bine, nu am avut nicio figură paternă. Am fost întotdeauna pitbull, a trebuit să dau cu capul de perete, a trebuit să iau pumni ca să învăț, că așa sunt eu caracterial. Dacă aș fi avut o figură paternă care mi-ar fi stat aproape și m-ar fi educat și aș fi învățat de la el, probabil mi-ar fi fost mai ușor, știi? Nu-mi doresc să trăiască mai nimic din ce am trecut eu, dar mi-aș dori să asimileze toată informația pe care eu o știu și să o prețuiască cumva. Să știe că lumea e zdrânță. Nu e frumoasă. Deci trebuie să-i pui la încercare sistemul imunitar. Nu merge. Trebuie. Dar știi cum e? Gena e acolo. E un copil foarte, foarte ambițios, deși are 7 luni jumate. Îl văd. Vrea deja să meargă, să ridică în picioare, cum îl așe jos. Dar în același timp, și cred că asta e senzația oricărui părinte, când te uiți la copil și îl vezi atât de pur și îți dai seama că băi, el nu știe ce e aia răutate. Nu știu ce e pe lumea asta.
știi? Și ține de noi să învățăm, să fim acolo. O să fac o paralelă absolut imbecilă. E un artist, un autor de science fiction care îmi place mie, H.G. Wells, care a scris War of the Worlds, Războiul Lumilor. Okay. Cu invazia extraterestră. Sunt mai multe ecranizări, ba chiar și Spielberg. Să vină băieți. Și vin extraterestrii, tehnologic sunt mult superior nouă, ne fac praf. Nu mai știm pe ce lume suntem și la un moment dat, în momentul în care ei ies din mașinăriile alea ale lor cu care ne invadează, încep să moară pe capete. De ce? Pentru că au trăit într-un clopot de sticlă și n-au fost expuși florei bacteriene care... Okay. Și efectiv aia care ne rădeau de nu puteam să facem nimic în fața lor, au fost omorâți de gripe, de răceli, de strănuturi, de microbi de ăștia. Asta e lecția pe care am învățat-o din aici. Bă, trebuie să spui la încercare sistemul imunitar, mă, nu merge. Trebuie să treci prin viață cumva. Nu știm nici cum va fi lumea, spun sincer, de acum până când va fi alfa mare sau măricel. Eu cred că în 10 ani lumea așa cum o cunoaștem o să se schimbe foarte mult. Și în 20, ce să mai zic? Te așteptai tu acum 3 ani sau 2 când am făcut primul episod să fii momentul ăsta în viață, acum? Dacă ți-aș fi spus, sincer, l-am și pus întrebarea asta. Sincer să fiu, nu mi-aduc aminte ce am răspuns, dar... Zic eu, că te interesează familia. Că era una din întrebările recurente, cel puțin în perioada aia a podcastului aproximativ discut. Unde te vezi peste 10 ani? Și tu ai zis, bă, eu vreau familie și așa. Dar te așteptai să vină curând așa? Nu mă așteptam, mă spun sincer. Nu m-am așteptat. Dar întotdeauna m-am gândit că dacă o să fac un copil și dacă o să am un copil, o să-l am în jur de 32-33. Știi ce zic? M-am gândit la lucrul ăsta întotdeauna. Acum, atunci când ne-am întâlnit noi prima dată, cu siguranță n-aveam în minte paranteza asta. Dar mi-a schimbat viața. Viața a căpătat o altă perspectivă, o altă culoare, e diferit tot. Și tot feedback-ul pe care l-am căutat în primă fază, pentru că îți dai seama atunci când primești vestea și noi ca bărbați, acum probabil nu toți, dar metabolizăm puțin mai greu. Vorbesc și personal de mine. La un moment dat începi să spui întrebări. O să fiu la înălțime? O să fiu bun? O să știu să fac ce e de făcut, știi? Și am căutat și eu feedback-uri la persoanele cele mai intime, cum ar fi antrenorul meu și așa mai departe, care are o poveste asemănătoare cu a mea, ba chiar mai grea. Și el mi-a zis, e normal. E normal să spui întrebările astea. Ar fi ciudat să nu te întrebi dacă ești la înălțime, dacă o să fii bun, dacă o să reușești să faci tot ce e de făcut. Pe de altă parte, te rog eu foarte mult să nu stai să te gândești mai mult la întrebările astea decât să n-acorzi mai mult timp întrebărilor ăstora decât creșterii actuale. Da. Nu, eu zic de principiu. După care am început să le învăț din mers. Și lucrul cel mai important, și eu văd asta acum zi de zi, este să fii prezent. Copilul nu are nevoie, îți dai seama, are nevoie de multe lucruri, dar are nevoie de prezență și de dragoste. Punct. Trebuie să fii acolo, trebuie să fii lângă el, mai ales în prima fază. Dar prezența, faptul de a fi acolo, contează cel mai mult. Nu e nimic peste. Facem paranteză, că ne-am dus un pic cam deep așa un pic. Facem, nu vreau să vă fac să plângeți. Sub nicio formă. Nu e. Băi, nici măcar când ne-ai intimidat n-ai făcut să plângem, dar vreau să fac paranteza asta. Stai că am și eu momentul de sponsor cu băieții cu Star Taxi. Dacă vrei să mergi prin oraș, prin orașele din țară unde e disponibilă aplicația Star Taxi cu copilul după tine în deplină siguranță. Adevărat. Tu trebuie să zici doar adevărat la tot ce zic eu acum. Face momentul publicitar. Ajută-mă, OG-ule, că ești fratele. Let's go. Aplicația Star Taxi, cea mai mare aplicație de taxiuri de la noi din țară, exact cum spuneam, multe taxiuri sunt acolo, dar ce e și mai tare este că n-au tarif dinamic ca la el, au tarif fix, prin urmare, per total, la sfârșitul lunii, ieșiți mai bine la bani. Altă chestie, au pachetul de corporate,
Adică dacă ești angajat, vrei să ajungi la timp la serviciu, poți să o faci folosind aplicația Star Taxi. Dacă ești angajator și vrei să ajungă angajatul, cred că e mai frecventă problema asta la noi, vrei să ajungă la timp angajatul la serviciu, poți să apelezi la pachetul corporate de la Star Taxi, care în toată inconștiența lor au ales să susțină aproximativ discuții. Mersi, Star Taxi. E, dragoste și euro pentru Star Taxi. Așa. Și dragoste și euro și pentru noi înapoi. Băi, a fost foarte importantă prima oră asta de recalibrare a percepției asupra entității artistice OG-ul și a omului din spate, ca să înțelegem de unde iese albumul ăsta pe care e pe punctul de a lansa. Noi când am văzut Legenda, eram cu psihotrop și mâncam, îți zic sincer, că noi astea, noi avem... Zi-mi adevărul adevărat. Adevărul adevărat, îl zic, ți-l aduci pe psihotrop din spate, care ai văzut că stă acum cu autotune-ul pe voce. Așa. Stă și trage în spate aici. Adevărul adevărat este că stăteam și mâncam și zice Mihai, bă, a scos o geo piesă, vrei să o ascultăm? Hai! Și am ascultat Legenda. Și am zis amândoi aproape în același, bă, totuși ce tare e o geo. Cine apreciez mult de tot. La modul cel mai serios. Adică dacă vrei review la cal, putem să rupem acum, că, să-l deranjăm de la muncă. Știu că ești, ca și mine, o persoană sinceră și adevărul e cel mai important. Și știi că ți-am și scris. Apreciez mult de tot. Și din tot repertoriul meu actual, Legenda împreună cu Leoni, împreună cu alte câteva piese de suflet, acolo unde am externat mai mult lucruri personale, și lucrul ăsta am învățat să-l fac mai târziu cumva. Acum. E una dintre piesele mele preferate. Și am vrut ca lumea să mă cunoască mai bine și să știe ce este în spatele artistului. Și că în spatele camerelor, reflectoarelor, suntem oameni, știi ce zic? Lumea este foarte mult interesată ca în antica română, știi? Lumea vrea să vadă sângele, nu prea interesează ce probleme ai, ce trăiești, ai mâncat, n-ai mâncat, ești depres, era să mori, nu interesează. Și ești în poziția de clown în lumina reflectorilor? Distrează-mă! Cam asta e. Știi? Mai ales trăim într-un moment în care iese foarte mult content și muzica și a pierdut din magie. Știi ce zic? Nu crezi că și-a pierdut din magie tocmai pentru că a început publicul să aibă acces și la omul din spatele artistului? Stai că mai e și capcana asta. Nu cred lucrul ăsta. Dar, într-adevăr, în ziua de astăzi ești mai în contact cu idolul tău, cu artistul tău preferat, vezi mai multe lucruri. E mult mai multă informație. Pe vremuri mai vedeai un interviu, vedeai videoclipul la televizor. Era puțin mai nișată situația, nu aveai atât de mult acces, știi? Și lucrul ăsta menținea o magie. Nu ieșeau 16 albume pe săptămână, nu ieșea atât de mult content, lumea a început să se miște foarte repede. Și eu sunt genul de artist care face tablouri. Eu nu vreau să fac material de content, să fie pentru că așa e bine, pentru că business-wise asta e combinația cea mai productivă. Eu sunt... Te interesează și componenta de business. Pe mine mă interesează calitatea. Calitatea bate și o să bat întotdeauna cantitatea pentru mine personal. Deci tu ești caldă cursă lungă. Ăsta e state of mind-ul tău. E. 12 reprize. Băi, ne place Busta Rhymes? Ne place Busta Rhymes. De ce întreb asta? Cel mai bun podcast pe care l-am văzut anul ăsta? E lui Kate Williams. Discutabil acolo. Mi-a plăcut ăla. Mie îmi place ce am auzit și îmi place adevărul. Îmi place lumea care își asumă și are curajul de a lua poziție și a zice, și să zică, bă, mâncați aici,
Asta e combinația. A dat cu pula de masă și a zis niște lucruri foarte reale acolo. Pe de altă parte, e posibil să fie și o frustrare personală. Pe de altă parte, e posibil să fie și îndreptățit să fie frustrat. Bă, acum, exact cum spui tu, e un moment în 2024 în care dacă îi zici una că e frustrat, nu mai este o insultă neapărat. Bă, da, sunt frustrat în pula mea. Mă frustrează faptul că contextul ăsta... Asta și asta dacă și asta. Tu vii cu un argument rațional care să susțină frustrarea asta și nu este pur și simplu un act al defulării în care dai vina pe lume că nu ți-au ieșit ție lucrurile cum ai vrut tu, bă, mi se pare că e ok să fii și frustrat. Bă, în 2000, nu neapărat poate în 2024. Poate să fie frustrant dacă tu muncești întotdeauna și ești cel mai bun în ceea ce faci și ți se închid ușii stânga, dreapta și ți se face obstrucție și nu ți se dă merit, e o frustrare motivată. Da. Știi? Da. Și asta e, frate. Eu trec prin asta, am trecut prin asta, am și discutat treaba asta. Și eu cred că am trecut și trec. Trec, nu mai trec, trec. Dar... cel mai bun podcast este ăsta al lui Bastaran. Și acum ai făcut curios, nu știu dacă l-am văzut. Bă, ar trebui să-l vezi neapărat. Ăsta despre care vorbești, pentru că am văzut foarte multe de la Bastaran. Nu, are unul singur care a fost și pe peste tot, cel puțin acolo unde stau eu pe internet. Pe internetul pe care acolo stau era peste unde tot. Unde omagează și noua generație și spune mesajul, da, despre faptul că el încurajează și susține și ceartă și puțin bătrânii, știi? Cam și ceartă, și readuce, da, aminte faptul că el dă suportul lui generației noi. Exact discursul care ți-l făceam eu, care îl mai vorbesc și eu cu ăștia mici câteodată. Băi, eu am greșit aici, încercă să faci asta, mâncați-și. Ce e bine pentru tine, dar să știi că eu am greșit aici. Ar fi bine să o faci diferit. Mai gândește-te de două ori. Ai grijă la ăștia, că sunt vagabonți. Știi? Eu cam asta am văzut. Și iubesc atitudinea asta de la veterani. De la... Băi, îmi plac răii buni. Îmi place lumea bună. Că la finalul zilei și eu sunt sunt un rău bun, sunt un suflet bun. Nu-mi place ce nu-i corect. Spre deosebirea faptului și... Na, aparența înșeală, că de-a lungul timpului a trebuit să-mi fac viața, mă aduc și în poziția în care de la atâtea căzături și de la atâtea războaie și de la atâtea înfrângeri am devenit cine sunt, dar sunt un om bun și îmi place să văd veterane, să văd lumea jmecheră care ia poziții și sfătuiește. Divagăm un pic, dar mi-ai ridicat-o la fileu. Ai învățat mai mult din eșec sau din câștig? Din eșec. Care e rata de eșec-câștig? Băi, eu de câte ori încep să... Uite. O înfrângere te învață de 10 ori cât o victorie. Înfrângerea e... Nu, dar strica raport de eficiență. Facem raportul de eficiență al entității artistice OG-sbul. Pentru că după ce am făcut podcastul cu tine, m-am mai dus și eu pe la mine pe acasă și pe la Țăndărești și pe la astea și am ieșit pe stradă. Bă, cu OG-sbul, mamă, ce tare, pula mea, tun după tun, și am zis, bă, voi în continuare sunteți într-o zonă de asta de percepție ușor superficială, în sensul în care voi nu vă dați seama rata de eșec câștig care... Că dar am făcut-o acum rapid. Strica la nivel de încercare, cred că e 90% eșec și 10% câștig, boss. După fiecare înfrângere puternică care mi-a dat-o viața, am avut minim 3 victorii grele. Ok. Dar te-am montat. Întotdeauna. Eu lucrez cel mai bine sub presiune. La box la fel. Eu atunci când jocul se face greu, atunci când mă pui sub presiune, atunci iese. Atunci iese esența din mine. Iese taurul din mine. Întorcându-mă la episodul cu Busta Rhymes, ca să și concluzionăm, bă, e de văzut ăla, pentru că explică, pe lângă faptul că sunt poveștile alea foarte tari, cum a apărut Flip Mode Squad, cum s-a întâmplat cu piesa Hirem High. Eu iubesc să mă uit la lucruri de genul, să aflu niște lucruri și asta m-aș bucura să... Povestește cum s-a raportat la familie.
cum i-a impactat succesul o viața de familie, cum i-a alterat relațiile cu membrii familiei, cum a reușit să se rebonduiască cu fie sa, spre exemplu. Zic și eu o vorbă mare. A. Să iartă tot, dar succesul nu se iartă. Da, mă, să-mi bapul. Succesul lumea nu ți-l iartă niciodată. Ăsta-i titlul, Baboiaș. Știi ce zic? Pentru că de fiecare dată pare că le-ai furat lor ceva sau ai făcut un rău la cineva. Succesul nu se iartă. Este și eu un ingredient pe care eu personal îl recunosc, dar nu îl am. Dar știu să recunosc. Și anume invidia. Eu sunt o persoană care dacă văd pe cineva într-o poziție puternică și îți vorbesc, nu știu, Conor McGregor, 50 Cent, da? Îl admir, mă motivează. Băi, a reușit asta, pot și eu. Și cam asta încerc să transmit și eu cu muzica, dar este lume care are acest sentiment de invidie, știi? Și de asta spun că succesul nu se iartă. Mamă, da, asta e... Futu-i umărți, mă simt, da, ai rezumat. Și scuză-mă că te-am întrerupt. Dar nu, că a fost foarte important. Da, succesul nu se iartă. Uite o chestie pe care am aflat-o de la Bastaran și nu fac spoiler absolut deloc pentru că știi atât de multe chestii tari. Tu știi că UT Genesis a fost produs de el? A fost la levelul lui? Tu știai asta? I'm in love with the coco. Da, știam. Eu nu știam, bă, că e de la Busta Rhymes pornit, de la labelul. Mi-ar fi plăcut să văd mai mult de la el, de la UT. L-a înghițit strada, vă. Pe UT Genesis l-a înghițit strada, că am văzut povestea, da. Fucking hell. E greu. Băi, strada este un element, e ca și foame. Strada e un element care generează artiști, motivează, te formează. Dar ca să ai succes, niciun film din cele care ne plac nouă, niciun film de stradă, niciun film de mafie, niciunul dintre aceste filme nu are un final bun. Întotdeauna... Singurul e A Bronx Tale. A Bronx Tale. Ăla-i singurul, dar e o excepție. Da. Tocmai de-aia atât de important. Și, dar de obicei, viața de stradă are un început și are un sfârșit. Și sfârșitul de multe ori, dacă rămâi în contextul ăla, și cel mai bun, mamă, cel mai frumos, ca mesaj, cred, care închide frumos paranteza, este Carlitos Way. A încercat la final. A încercat. Prea târziu. Și l-a ars la final. Cam așa e strada. Știi? Și îmi pare rău, uite, sunt o grămadă de artiști de genul. Sunt și mulți care au murit înainte de termin, tot din acest motiv. Pop Smoke și mulți. Și din aia vechi, Easy, păi acum. Da. Despre ce vorbim? King Von. Bine, America e și e o lume diferită. Noi nu cred că înțelegem pe deplin America în continuare, nu. Oricât de mult ne-am uitat la ea. Băi, America e periculoasă. Da, America în continuare, ora exactă. E periculoasă. E foarte periculoasă. Dă ora exactă în muzică. În muzică și în trenduri sociale. America mi se pare că a luat o razna, îți spun cel mai sincer. Adică, deschid o paranteză complexă, care nu vreau să... Facem politică și noi acum. S-o subliniez prea mult, știi? Puțin, dar toată paranteza, tot ce se întâmplă în America pe paranteza LGBTQ dusă la extrem, nu e bine. Extremul nu e niciodată bun. Tu ești un susținător al incluziunii. Băi, mie îmi place... Și al diversității. Adică, da, eu știu ce discuții am avut cu tine. Eu sunt și vin dintr-un cartier unde... Comunitatea trans acolo era puternică. Știi? Dar mi se pare că America a dus-o puțin la extrem. Știi? De la pronume, la pronunță, la genuri, la... E puțin dusă la extrem.
știi? Nu poți să te identifici chiar cu orice, știi? Pentru că asta ar însemna că eu pot să mă identific cu în a fi, nu știu, fac și eu o extremă. Da. Negru, evreu și bogat. De ce n-ai putea să faci asta? Adică e ok până la un moment dat. Nu poți să extremizezi tot. Și mie mi se pare că America, pe paranteza aceasta, s-a dus puțin prea mult în extrem. Da. Știi? E... De asta spun că lumea a început să se schimbe foarte mult și mie îmi plăcea lumea dinainte, unde era totul mai normal, unde lumea nu s-a supărat atât de mult. Nu era mai normal, boss, era mai relaxat. Mai relaxat, da. Că nu știm, termenul de normalitate... Într-adevăr. Are niște granițe care sunt foarte fluide. Da. Și total de acord. Nu cred că suntem noi în măsură să înțelegem granițele astea și nu vin de la noi. Adică asta cu normalitatea... Ce pula mea, poți să o faci din punct de vedere statistic, am mai zis. Era mai relaxată. Dar era mai relaxată, boss. Era mai relaxată. Eu mă uit foarte mult și la stand-up comedy, știi? Da. Și acolo băieții au început să aibă reflectorul pus pe ei foarte mult, știi? Și trebuie să aibă grijă întotdeauna ce scot pe gură, sub ce for... Și asta vorbesc de America, bineînțeles. În Europa noi ne trăim viața mai bine. A venit Ricky Gervais cu specialul ăla de la începutul anului să-mi bat pula, dar n-a futut tot pe toate e părțile. E greu. Povestește el cum... este foarte, e foarte. Lui e CK foarte, e bossul pe extrem, dar și el e... Bă, Ricky Gervais, tu știi beat-ul ăla lui în care povestește că el dacă era copil și s-ar fi întâlnit cu un pedofil care i-ar fi zis că îi dă un cățeluș dacă se duce cu el, nu îl știu unde împarte. Îl știu. A zis că s-ar fi dus fără nicio problemă, știind exact unde se duce, după care callback-ul este că... Și după jumătate de oră când aveam un cățeluș sub o mână și o pisicuță sub alta, adică... Băi, cum e Ricky Gervais. Cred că e comicul meu preferat în ultima vreme. Ai avut dreptate că dacă ne apucăm să vorbim, o să vorbim despre toate prostiile. Da. Știe, fratele. Nu ne vedem nici de mult. Dar nici n-am putut suntem să te aici să vorbim de prezent. Asta zic. Un episod pe care mi-aș dori eu foarte mult să-l fac și să fie extra, e ăla de care ți-am zis la telefon. Pentru că văd cum v-a schimbat foarte mult și tu și Macanache. O să-l facem cu cel mai mare drag. Ba chiar cu această ocazie vreau să spun că Macanache, în momentul de față, el știe lucrul ăsta și când am ocazia și unde am ocazia, o repet, e unul dintre artiștii mei preferați în momentul de față în România. Mi se pare super fresh, mi se pare pizza margherita. Unde îl pui, stă bine. Fără pretenții, fără figuri. Conținut, o energie extraordinară. Avem și paranteza B-Boy în comun și lumea nu prea știe paranteza asta mea, dar e un suflet bun, e un băiat cu energie puternică și e tare. E tare. Foarte tare cum îl impactează acum, mă, că iartă-mă că dau din casă așa, că am mai vorbit așa, ne-am tot văzut. Bă, da, cum l-a impactat pe el viața asta de tată, băi, l-am văzut beat mai des decât de obicei, dar nu la fel de rău ca înainte. Nu știu dacă are sens ce spun. Da, are sens. L-am văzut de mai multe ori beat fiind versus treaz acum de când e tată, dar când e beat nu e la fel de beat, nu e la fel de rău cum era înainte. Când s-a îmbătat înainte era praf țândă. Ne mai înțelegeam cu el. Acum jovial e ok. Când devii tată, când vine copilul, te schimbă. Da, vreau să fac cu voi. Lăsați în comentarii dacă vreți specialul ăsta cu OG-ul și cu Macanache. Sunt foarte curios acum că tot explorăm latura asta umană a oamenilor din spatele personajului artistic, pula mea, să vedem cum... Ar fi foarte interesant. Ar fi foarte interesant să facem paralela asta între... Dar bă, Macanache și-a dat un reset foarte tare. Macanache este unul dintre artiștii care o să fie prezent pe nou album. Al tău? Da. Aici voiam să ajungă. Până la urmă, hai să vorbim de albumul ăsta care este. Scoți albumul la Def Jam. Tare. Pentru mine albumul ăsta este cel mai bun produs
OG's Bull din întreaga carieră. Știi ce e tare și funny? Dacă eu acum 8 ani aș fi avut discuția cu Grasu și el a recunoscut asta. Și aș fi spus că el la un moment dat o să se ocupe de Def Jam și o să semneze un artist ca OG's Bull, acum 8 ani ar fi râs. Sau nu ar fi râs, dar s-ar fi părut un pic incredibil așa. Pe de altă parte, mulțumesc lui Dumnezeu când ești un om căruia îi place muzica. Băi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că oamenii n-au păreri fixe, boss. Numai idioții au păreri fixe, să-mi bap. Sunt total de acord. Grasu, eu nu știam... Grasu e viața mea. Ricardo adică te amo. Nu, fratele n-are șef. Eu sunt șeful la șef, dar... nu știam, nu știam că el a trăit o perioadă în Roma, la un cartier foarte apropiat de Due Ponti, în prima porta. Și când ne-am întâlnit prima dată, mergeam la Beach Please, m-a oprit și mi-a spus, bros, Merry Christmas. Așa, da. Mi-a zis, am ascultat Leoni și m-a spart. Și eu l-am întrebat, înțelegi italiana? Și atunci ne-am legat mai mult și face o treabă foarte bună în Def Jam, părerea mea. Cât avem voie să zicem, da, soră, să e în Italia, să tot duce pe acolo, adică putem să zicem și de asta. Ce? El încă e legat de Italia. Băi, eu zic ce... Da, așa, da, generic, știu, nu știu. Adică chiar știe despre ce e vorba. Ok, eu nu știu. Da, mă rog, okay. Așa. Și iată. Revenind... albumul nou este mult mai personal, mult mai intim pentru cine se așteaptă să asculte paranteza clasică de la mine, bangere, trap și așa mai departe, o să rămână surprins. Este ceva acolo pentru băieții cu geamuri negre, dar legendă cred că este piesa care descrie cel mai bine albumul, împreună cu Pot să fiu. Tocmai de astea au fost primele piese pe care le-am lansat. Dar ce mi-a plăcut la legenda strica chestie de subtilitate de producție este că ai ținut în continuare la roughness-ul ăsta, adică vocea nu este ultra-procesată. Își cere și fratele un trabuc corespunzător? Da, stai să mă duc să-mi iau și eu din borsetă bricheta, că văd că altă brichetă poate... s-a terminat asta, s-a duc și foc. Ia să vedem. Gata, domnule, s-a luat foc, s-a făcut pauză, s-a luat trabuc din nou, ne întoarcem la treaba asta cu albumul. Deci ce ziceam? Îmi place foarte mult că tu în continuare ții la roughness-ul ăsta și n-ai vocea ultra-procesată, adică e o cruzime acolo. Ții la o anumită naturalețe a livratului de mesaj, mă, asta mi se pare. Da. Te-am curios dacă tot albumul e așa. O mare parte, da. 90% da. Nu te-ai fi așteptat. De asta spun că e foarte personal și legendă, părerea mea, este o piesă incredibil de crudă și personală. Și îmi place să fiu în postura în care mi-asum lucrul acesta. Vin și spun niște lucruri pe care... Ca și atunci când a ieșit Șeful 2, o pupă mama ies din casă, o iubesc că m-a crescut. Asta înseamnă să fii șmecher. Părerea mea personală. Și aici la fel, pe legendă. Când eram copil, tata a fost eroul meu. Nu prea l-am văzut deloc și nici n-am crescut cu el. Știi ce zic? Sunt niște lucruri personale care în momentul de față le-am metabolizat și nu mai mi-e frică să le zic cu voce tare, știi? Pentru că ăsta sunt. Albumul ăsta e mai mult Alfred decât OG, știi? Dar OG-ul e prezent acolo mereu. OG-ul a ținut visul în viață, să zicem așa. Apropo de diferența dintre Alfred și OG,
o chestie pe care nu știu dacă ai observat-o, dar eu țin destul de mult la ea. Tu ai observat că atunci când noi doi eram în public împreună, îți ziceam, OG-ule, dacă suntem doar noi doi, zic Alfred. Și lucrul ăsta de obicei îl permit la persoanele intime, pentru că mi se pare că e ceva destul de personal pentru mine, știi? Adică nu prea dau acces la oricine în viața mea, mai ales în ultima vreme, și trebuie să mă cunoști. Trebuie să fii în intimitate cu mine ca să poți să-mi spui Alfred. Ca în Casa Blanca, primul episod din podcastul aproximativ discuții, that was the beginning of a beautiful friendship. Adevărat. Și asta, adică am trecut prin niște chestii împreună, da, între timp așa. Doamne. A trecut niște timp. Of, Doamne, s-au schimbat multe. Planul este următorul. Iese albumul ăsta la Def Jam. 19 aprilie, cel mai frumos show, ăsta e numele. Ok. Artwork-ul, iarăși, e foarte personal. Îi mulțumesc lui Fane, care a lucrat la grafică și a găsit un element care rafigurează cel mai bine esența albumului, ceea ce înseamnă momentul actual, pentru că la finalul zilei albumul ăsta, îți spun sincer, a fost inspirat în mare parte de Alfa, de Fimiu, de toată schimbarea asta. Am trăit niște momente grele, că m-ai întrebat la început. În acești 2 ani în care nu ne-am văzut, am avut niște luni întunecate în care am căzut într-o depresie, am luat-o la un moment dat iarăși pe drumul greșit și ca de obicei muzica și sportul m-au dus la viață. Băi, m-au scos din nou din elementul ăsta întunecat, din exces, din vicii. Dacă e să fim pe partea asta corectă, și la mine am fost un picuț la fel. Doar că am ieșit, pe mine m-a ținut în picioare foarte mult aproximativ discuții. Eu când am zis la început, când am început să explic motivul pentru care m-am apucat de aproximativ discuții, eu n-am încă căcat. La mine a acționat foarte mult ca un mecanism terapeutic personal aproximativ discuții. Și Valeria am ieșit, am rămas cu urme din nefericire, yeah. Uite, că de asta am găuri în cap. Ai fost la scandal și nu m-ai sunat. Băi, ai fi primul pe care l-a sunat dacă m-aș duce la scandal. Te iubește, fratele. Asta avem alopecie de la de toate stres. Pentru toți. Da. Să știi că mi-a căzut părul, stresul e un factor nenorocit și greu. Și nu neapărat de la stres, dar am internalizat. Eu internalizez foarte multe chestii care mi se întâmplă. Și... Na. Dar suntem în 2024, tu scoți album, eu am aproximativ discuții în continuare. Viața merge înainte și viața, întotdeauna zic, viața e frumoasă așa cum e. Trebuie trăită, trebuie să ne bucurăm de viață și momentele grele. Uite, perioada asta întunecată, depresia și tot, m-a făcut să ating din nou fundul și să renasc mai puternic. 19 aprilie este albumul. Avem eveniment de lansare al albumului? Avem turneu OG's Bull? Avem turneu OG's Bull. Începe mai. Avem 7 sau 8 orașe pe hartă în România în momentul de față. Dar cu siguranță se vor mai adăuga altele. Partiul de lansare lucrăm. Momentan nu am anunțat nimic. Tracklist-ul nu a fost anunțat, nu știu când ieșim cu episodul, dar... A, luni acum? Luni, tracklist-ul o să îl anunț pe data de 12, așa că pot să zic liniștit cine o să fie pe album. Da, cât pică pe 12? Vinere 12 și noi pe 13, 14, 15 e episodul. E mafie direct. Deci pe acest album... Așa. Am ținut să fie fiecare artist care are o intimitate cu mine,
și care am considerat că are ceva de transmis pe fiecare piesă. Avem cât și generația nouă, cât și niște veterani grei. Da. Unul a fost Connector, maestru, care a bine venit cu energie incredibilă pe piesa, care este piesa preferată a lui Alfa. El adoarme pe piesa asta și de asta am scris-o și m-a motivat să o scriu, să fie un mesaj pentru el. La și nivel visceral, copiii nu umblă cu vrăjeli. Și e mândria mea piesa asta. Va fi prezent Doc. Doctorul a livrat una dintre cele mai frumoase și mai tari strofe care am auzit-o în ultimii ani. O să fiu sincer acum. I don't get Doc these days. O să asculti piesa cu mine. Da. I don't get. Și o să te lovească la suflet. O să-ți aprindă, când o să asculti, o să-ți aduce aminte vorba mea și o să-ți aprindă nostalgia. I love Doc. Stai un pic. Da. Nu-l înțeleg acum. Nu sunt, mă rog, nu contează. Macanache mi-ai zis. Macanache. Guess who? Dabus. În sfârșit s-a întâmplat ce-mi doream de foarte multă vreme. Bă, Guess Who este foarte tare. Vom avea o piesă Guess Who, OG Isbol și Oscar. Oh! E de nicăieri. Sunt, bă, deci, sunt trei generații. Mei, adică sunt trei generații în una. I-a plăcut foarte mult piesa, refrenul, vibe-ul. Și l-am invitat pe piesă. El este singurul cu care nu am așa un raport incredibil de intim, știi? Ne-am cunoscut, ne-am văzut. Zici de Guess Who acum. De Guess Who. Așa. Dar piesa o să fie bombă. Guess Who în perioada asta e șoarece de studio. Tu știi foarte bine ce zic. El muncitor. Da. Era acolo ăsta. După care frățiorul meu mai mic, Blanchito, Blanco, o să fie prezent cu o piesă iarăși incredibil de puternică. Dacă îmi permiteți gluma, ceva calificat. Adevărat. Da, așa. Fumez doar. Ceva numai mai dragoste calificat. Și euro pentru fratele Blanchito. Da, am doresc să facă multă stradă. Merită. O să mai fie prezent Petre Ștefan. Nice. Iarăși. Frățior mai mic, în care cred mult și foarte mare hype cu Petre Ștefan, foarte mare și foarte carismatic, păi, artist foarte, hype. Foarte carismatic, foarte carismatic. Uman, foarte talentat. Va mai fi prezent un artist de care lumea nu știe și este un artist pe care l-am preluat eu sub aripa mea personală, Rocky EU, se numește, un băiat foarte talentat, care are mult de dovedit, dar o să-l ajut să ajungă unde trebuie, pentru că merită. Cine mai mâncați aici? MGL. Așa. Băiat de nota 10. Da, mă, MGL-ul e mega băiat. Zici că e crescut în generația noastră, spun sincer, la educația pe care o are. Păi da. Acolo nu vreau să răsucesc cuțitul, dar acolo se simte taică-sul. Dacă sunt de la Galați, dacă mă înțelegi. Pe lângă faptul că la noi un trigger, probabil care funcționează subconștient, este că și MGL-ul, ca și fratele nostru Nosfă, era din Galați. Bă, contează adevărat chestiile astea la noi. Da. Adevărat. Așa. Va mai fi prezent Aerozen. Bun. Poate uit pe cineva, că sunt mulți. Cu siguranță uit pe cineva, dar O să fie ceva diferit. Interacțiunea cu Def Jam presupune și alte materiale? În afară de album? Da. Da. Tu ai zis că ai două proiecte. Să înțeleg că reuniți Golanii? Eu și cu fratele Soza, ca orice prieten adevărat, am avut și discuțiile noastre,
ne-am îndepărtat la un moment dat, viața ne-a dus pe drumuri diferite, dar ne-am reconectat și îl iubesc ca pe un frate și ne dorim să scoatem albumul nou. Momentan suntem în muncă. În pending. Suntem pe ele acolo. E nevoie, în momentul de față, de prezența Golani în urbanul românesc și cu siguranță dacă o să vină albumul, o să vină cu o maturitate așa cum va veni și noul meu album. Dar sunt multe proiecte. Spun sincer și adevărat, după albumul ăsta o să pun România puțin în stand-by. Bineînțeles, o să facem turul, o să facem tot ce e de făcut. O să mai dau drumul cu siguranță la niște single-uri. Dar o să mă întorc pe Italia, pentru că a trecut foarte mult timp și mi-e dor de internațional și de ce m-a consolidat cumva. Și ai plan am planuri mari. Italia? Am planuri mari și nume grele. Dar e mult de muncă, pentru că toată lumea mă întreabă, bă, mâncați aici, dar de ce nu mai scoți o giule pe italiană? Pentru că e nevoie de prezența mea acolo, e nevoie să fiu activ și focus în campionatul italienesc. Simți că te-ai deconectat un pic de la zeitgeistul ăsta italienesc, care tu singur ai zis că a evoluat foarte mult în ultimii 3 ani? M-am deconectat, dar sunt prezent cumva, adică urmăresc. Am produs, eu anul trecut am ieșit cu 3 single-uri și atât, dar am produs peste 150 de piese. Dar atunci când s-a născut Alfa, m-am băgat în stand-by. Știi? Știam că o să vină momentul ăsta. Nu am cântat prea mult nici în ultimele 7-8 luni de zile și lucrul ăsta m-a afectat puțin, m-a durut, cumva, știi, să nu fiu prezent, să nu fiu constant. A ieșit regula 2, care simțeam să o scot și anul ăsta, pe 2024, voi lansa mult și de calitate. Facem și un reveal de ăsta acum, că noi am început niște discuții, avem un plan. Nu știu dacă măcar un Mafia single. Mafia Cosa Nostra. Mafia Cosa Nostra. Avem un plan să scoatem cel puțin o piesă de, băi, lăutărie urbană. Eu asta vreau să fac. Noi asta facem. Efectiv, lăutărie urbană. Ce ne vrea sufletul? Își cere fratele un foc? Să poate live? Bineînțeles, ia de aici. Îmi doresc foarte mult să facem o piesă și cred că la finalul zilei... Păi nu, că o să o facem. Aia de lăutărie urbană. Muzica... Este despre starea de spirit, unul la mână, este și despre a transmite un mesaj, dar mai mult de atât, este despre a transmite emoții. Știi ce zic? Și de-abia aștept să o facem. Lăutăria, mâncați aici.